promis de mult că suntem la sfârșitul cărții Evrei, la grea. Remegrea. Este într-adevăr capitolul 13, un capitol foarte bogat. Am observat, dacă vă aduceți aminte, primele șase versete vorbesc despre, așa pe scurt, de etica credincioșilor în nou legământ. Și de la versetul 7 până la final aproape, este un sumar tratat de eclesiologie despre viața și învățătura bisericii. De aceea am găsit că este important, necesar să ne uităm mai pe îndelete la detaliile care ne sunt prezentate în acest pasaj legat de viața bisericii, biserica în nou legământ. Termenul acesta, Eclesia, este folosit și în Vechiul Testament pentru adunarea poporului lui Israel. Noi știm că Dumnezeu a pus capăt acestei formațiuni religioase și a instaurat prin jertfa Domnului Iisus Hristos biserica. Haideți să privim la un sumar asupra pasajului ca să avem o privire de ansamblu. Versetul 7 ne-a vorbit despre și noștri, mai mari noștri și să ne uităm la sfârșitul lor, felului lor de vețuire. Versetul 8 și 9 ne prezintă învățătura pe care trebuie să aibă biserica un principiu de bază, care este principiul harului, inima să fie întărită prin har. Apoi în al treilea rând am văzut în versetul 10, 11 și 12 înființarea bisericii care a avut loc prin jertfa Domnului Isus Hristos. Biserica există pentru că Domnul Isus Hristos a murit din niciun alt motiv. În al patrulea rând, în versetul 13, o concluzie a morții Domnului Isus Hristos este formarea bisericii, este separarea bisericii, da? ieșirea bisericii afară din tabără. În vremea de atunci, ieșirea copiilor lui Dumnezeu, credincioșilor din tabăra lui Israel, care îl respingeau în continuare, care s-au lepădat de Domnul Isus Hristos. Și în această dimineață aș dori să ne uităm la al cincilea aspect legat de viața bisericii, descris în versetul 15 și versetul 16, care este închinarea. Care este închinarea. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia că și lui Dumnezeu jerfe ca acestea îi plac. După cum observați, versetul 17 vorbește despre conducerea bisericii, versetul 18 și 19 despre această mivlocire pe care ar trebui să o avem și noi, versetul 20 și 21 despre desăvârșirea bisericii, dar ne vom focaliza, după cum tipul ne va permite, asupra versetelor 15 și 16 care vorbesc despre închinare. Vizualizați faptul că biserica, credincioșii, dacă au ascultat în versetul 13, sunt deja afară din tabăra lui Israel. Da? Sunt afară, să ieșim dar afară din tabără la el. Deci ei, fie că sunt izgoniți, fie că nu, ei sunt chemați să se separe de sistemul care l-a pe Domnul Isus Hristos, care l-a respins pe Domnul Isus Hristos. Și într-un fel creștinismul se separă de sistemul acesta de iudaism, în contextul respectiv, pentru a confirma judecata lui Dumnezeu asupra iudaismului. Da? Iudaismul care era un sistem acum ilegitim, care își lua, și asuma prerogative și drepturi pe care Dumnezeu nu i le-a dat. Pentru că Dumnezeu le-a scos din uz. Și cum spuneam, a reînvia anumite uh, drepturi prerogative, cerințe ale lui Dumnezeu, care au fost specific pentru teocrația Israel, este o formă de păgânism. Dacă lucrul acesta nu este făcut prin poruncă prin decret dumnezeiesc. Vreau să observați un lucru foarte interesant și important, că în textul acesta slujirea noastră și separarea noastră sunt două elemente ale acelui lucru. Să ieșim dar afară din tabăra lui și să suferim o cara lui, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o șervă de laudă. Da? Întâi există o separare a poporului Dumnezeu de sistemul ăla rău, care l-a lepădat, care l-a respins pe Domnul Isus Hristos și apoi credincioșii care s-au separat de sistemul acela, de tabăra aceea, îi slujesc lui Dumnezeu. Dar ordinea este aceasta. Este o separare și după aceea o slujire. Ei, lor nu li se permite să slujească în mijlocul răului. Acum, s-ar putea să aveți un semn de întrebare, pentru că l-am avut și eu după ce am predicat. În totuși, vedem în faptele apostolilor că uh, apostolii apostolii și se duceau la templu. Corect? Se duceau la templu și se închinau la templu. Și adevărul este așa, în prima fază. Când chemarea lui Dumnezeu răsună pentru prima dată pentru Israel, în prima fază se duceau la Templu. Dar cu cât se desfășoară cartea faptelor Apostolului, vezi că iudeii, evrei, ca principiu, deși mulți s-au întors la Dumnezeu, au respins pe Domnul Isus Hristos și au rămas în întărirea lor. Motiv pentru care Dumnezeu rostește judecata asupra lor și rade Ierusalimul de pe suprafața Pământului. Așadar, este necesară o separare ca să existe o slujire. Și v-am făcut aplicația, data trecută, o aplicație, o paralelă, care nu este o aplicație, să zic așa, de gradul 1 a textului. Textul nu vorbește despre tabăra care e cultul, dar aplicativ vorbind, dacă te gândești la iudaism, care era un, sist un, un, un sistem instaurat de Dumnezeu prin decret dumnezeesc, prin lege, prin legământ și așa mai departe, da? Care avea toate motivele într-un fel să creadă despre sine că e de la Dumnezeu și că trebuie să rămână în picioare. Dacă Dumnezeu pe ăsta l-a scos din uz, pentru că și-a împlinit funcția, cu atât mai mult Dumnezeu nu că scoate din uz, Dumnezeu nu recunoaște niciun sistem care și-a prerogative, responsabilități pe care Dumnezeu niciodată îi nu i le-a dat. De aceea am făcut paralela aceasta. Și continui pentru puțin timp în această paralelă pentru a vă spune următorul lucru. Practic vorbind, nu poți să ai tipul de slujire a noului legământ fără să te fi separat de orice sistem care este împotriva lui Dumnezeu. Nu poți, nu ai cum. Vă dau niște exemple practice. Când am fost păstor în cultul baptist, când uh, frații au hotărât să vină primarul în biserică să facă politică, eu, păstorul bisericii, eu trebuie să-mi iau boceluța și să mă duc în altă biserică, undeva prin evangelizare. Că nu suportam ideea. Păi, frate, am votat, asta e. Nu este de acord să vină. Practic, conștiința ta care este, dacă e înnoită după cuvântul lui Dumnezeu, ea nu poate să slujească în termenii noului legământ dacă ești într-un sistem care agrează lucrurile alea. Nu ai cum să te împotrivești sistemului. Dacă facem o evangelizare și invităm pe cineva care are, uh, care are, o tonă de, 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 de tălângă din alea după el care sună tot felul de probleme morale și așa mai departe. Tu nu poți să faci nimic. De ce? Pentru că sistemul încuvințează. Dacă e o formă de închinare pe care sistemul o cuvințează, tu nu poți să faci nimic. Tu nu poți să slujești conform conștiinței tale, după principiile tale. Într-un sistem care nu-i de acord cu principiile tale, care agrează o altă formă de slujire, o altă formă de închinare. Nu ai cum. Nu ai cum. De aceea, separarea este absolut necesară pentru timpul acesta de slujire. Și aș putea să vă dau o sumedenie de exemple. De la dorința de a avea copii în biserică, care este o dorință biblică, care este un lucru biblic. De la o anumită formă de închinare, de la închinarea congregațională. Toate principiile în care noi credem și le luăm acum ca ceva banal. Dar ia după cineva din afară să stea câteva duminici și șocat prima dată. Nu-i vine să creadă prima dată. Nu-i vine să creadă prima dată. La un moment dat mi-aduc aminte o discuție pe care am avut-o cu niște frați din biserică despre închinare. Și credeți-mă, nu eram nici 10% atât de convins pe cât sunt acum de închinarea congregațională și restul principiilor. Nici 10%. Deci imaginați, nici 10% nu eram. Și îi spuneam, atâta știam și eu, atâta am învățat și eu un principiu din Biblie atunci, în, în, principiul congregațional. Așa am înțeles eu, din Biblie că trebuie să, să, să cânte toată adunarea. Dacă suntem toți aici, ar trebui să cântăm toți. Unui se pare un lucru banal, nu că trebuie să cântăm toți. Nu-i se pare banal. Și încercând să explic, imaginați-vă, încercând așa, o strofocam acolo o să explic la frați principiul congregațional, adică că toți trebuie să gânde cât e de complicat principiul ăsta, frate păstor stă așa șocat câteva momente și zice Păi ce acum? Asta, dacă ar fi așa, atunci trebuie să desfințăm toate formațiile. Desfințați-le! Eu am expus un principiu biblic și Omul s-a gândit pragmatic dacă am aplicat principiul ăsta biblic, numai dacă ar fi adevărat, atunci ar trebui să distrugem toată închinarea pe care o avem noi. Și am încheiat, s-a închis capitolul. Nu pentru că principiul n-ar fi fost biblic, ci pentru că sistemul pur și simplu, nimeni nu ar fi îndrăzit să scoată din nou anumite elemente de acolo. S-ar fi făcut praf și pulbere adunarea. Ascultați-mă, nu în două. Nu în două. Într-o sută. De la o chitară să pot sparge adunările. De la o formație, de la niște instrumente să pot sparge adunările. În momentul în care ai un sistem care nu funcționează de la început pe principiile noului legământ, nu ai cum să slujești ca noul legământ. Nu ai cum să slujești. De aceea separarea este pasul preliminar, antecedent unei slujiri după voia lui Dumnezeu. După voia lui Dumnezeu. Există această separare o asumăm, da? ne -o asumăm, trăim în ea, nu știu cât de mult ne place, dar trăim în ea. Versetul 15, eu mă delectez personal, versetul 15 ne prezintă această slujire. Și noi trăim într-o vreme în care există această, într-un fel de agonie de căutarea darurilor spirituale. Eu am participat de mai multe ori la tot felul de teste din astea cu frați, cu surori, de căutarea darurilor spirituale. Intenția. Ce să spui că e bună, că fiecare mădular din trupul Domnului Iisus Hristos trebuie să aibă un dar de la Dumnezeu și are un dar de la Dumnezeu. Intenția este pozitivă și era o fel de combinație în asta de principii biblice, psihologice și așa mai departe, prin care tu să-ți detectezi darul și să începi să faci ceva ca să nu te simți inutil în adunare. da? Să simți că slujești și tu cu ceva pe Dumnezeu. Din păcate rezultatul la multe din testele acestea este că adunările încep să facă o grămadă de lucruri pe care Dumnezeu le-a... Nu le-a poruncit niciodată. Oamenii își detectează tot felul de talente, de daruri și încep să facă lucruri. Și zice, eu trebuie să fac lucrul ăla. Dar noi în biserică nu avem așa ceva. Dom'le, trebuie să-i faceți un departament ca eu să-mi pot folosi darul. Că nu mi-a dat Dumnezeu darul degeaba, da? Ceea ce este important de, obs de observat în pasajul acesta este că noi trebuie să avem dispoziția de a accepta revelația lui Dumnezeu cu privire la cum și ce trebuie să facem în slujire. Da? Adică eu nu spun... Ok, trebuie să am și eu un dar. Oare ce dar am? Găsesc eu un dar cu nu știu ce tehnici. Domnule, trebuie să fac lucrul Să și inventez eu un departament, o slujire. Nu, eu trebuie să las cuvântul lui Dumnezeu să-mi vorbească. Care este slujirea pe care trebuie să o fac în casa lui Dumnezeu? Cum trebuie să slujesc? Ce trebuie să slujesc? Și textul ne spune. Adevărul este că Scriptura ne spune. Problema este că nu ne se pare suficient. Nu ne se pare incomplet. E prea simplu. Dacă ai citi Biblia și ai interpretat-o prin ce tehnici vreți dumneavoastră, dacă ai interpretat-o cu niște reguli normale de interpretare a Sfintei Scripturi, dacă ai interpretat-o, ai ajunge la o închinare foarte simplă. Simplificată, simplă. Simplă. Nu înzorzonată, nu în popoțonată, Problema este că nu ne place. Problema este că nu ne place. Că trăim într-o vreme în care vrem ca lucrurile să fie complicate, să arate bine, să izbească ochii, să izbească urechile. Asta este problema. Eu înțeleg așa sunt și eu în carne, în fire, așa sunt și eu. Ne place lucrul acesta, ne place să ornamentăm. Și dacă nu putem ornamenta pereții, deși și acum a început să ornamenteze pereții, ornamentăm închinarea spirituală. un zorzonăm, o împopoțonăm, o facem să fie mai cu briz-brizuri, așa să fie mai atractivă. Că ne plictisim, domnule, să tot venim să cântăm aici, duminică de duminică, cântări congregațional. Și trebuie să ieșim, nu, din tradiționalism. Trebuie să ieșim din învechire. Trebuie să fim relevanți în lumea acestea. Și o grămadă de poezii de felul acesta. Dacă deschizi Sfânta Scriptură, nu ai cum să ajungi la altă concluzie decât la faptul că închinarea pe care Dumnezeu o cere este o închinare simplă și este o închinare frumoasă. Este o închinare frumoasă. Eu am fost și dumneavoastră ați fost. Este unul dintre cele mai sensibile domenii. Deci poți să critici absolut ce vrei tu în orice biserică. Ce vrei tu? Numai să nu critici Închinare. Când vorbim de închinare, nu vorbim de predicare. Aia o critică toată lumea, la felul întâi, la felul doi, la masă, asta au. Nu la asta, și la desert. Nu asta, nu la predicare. Nici la rugăciune. Și aia, că mai trecem când trecem. La muzică. Da. ăsta e altarul lui Dumnezeu, sfânt. Sfânt a sfintelor de astăzi în care n-ai voie să intri, să pui mâna. N-ai voie. N-ai voie să spui nimic, N-ai voie să te atingi de nimic. Toată lumea se lezează deodată când ai, când, uh, când ai ajuns uh, la domeniul acesta. Toată lumea se lezează. Uitați, textul folosește un, un termen aici foarte interesant. Zice, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă. Și este același termen pe care îl folosește Scriptura pentru jerfele pe care le aduceau mare preoți și este același termen pe care îl folosește Scriptura pentru jerfa Domnului Isus Hristos. Da? Închinarea noastră, slujirea noastră, care trebuie să fie o jerfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. 1 pentru 2 cu 5 zice de exemplu. Și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Din nou vă atrag atenția asupra faptului că aceste jertfe pe care noi le aducem, le aducem după ce s-a adus altă jerfă. Da? Versetul 12 spune că de aceea și Isus ca să, se, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim o cara lui. Prin el să aducem totdeauna o jerfă de laudă. Deci ai pe Domnul Isus Hristos care s-a jerfit și acum ne ai pe noi care nu aducem o jerfă mântuitoare sau o jerfă sfințitoare, ci aducem o jerfă de laudă, de recunoaștere. Da? Jerfa noastră jerfirile noastre sau jerfele noastre sunt în baza acelei jerfe a Domnului Isus Hristos. Jerfa lui a fost mântuitoare, sfințitoare, jerfa noastră este o jerfă de slujire a lui Dumnezeu. Haideți să observăm câteva aspecte ale acestei jerfe pe care noi trebuie să o aducem. Jerfă de laudă. Dacă întrebi, după principiu uh, regulativ, dacă întreb ce trebuie să facem în adunare, trebuie să aducem o jerfă de laudă. Asta e 100% sigur că trebuie să facem. Că așa spune Biblia. Ce spune Scriptura despre acest tip de închinare? În primul rând, temelia acestei închinări. Spune așa. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Prin el, prin cine? Păi te uiți mai sus să vezi despre cine a vorbit. Versetul 13. Și să ieșim dar afară din tabără la el. Și să suferim o cara lui. Cinei? Că nu îi spune numele. Mergem mai sus un verset. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său a dincolo din poartă. De poartă. Deci temelia închinării este Domnul Isus Hristos. Motivul pentru care Dumnezeu acceptă absolut orice se face aici în adunare, în dimineața aceasta, este datorită Domnului Isus Hristos. Cu alte cuvinte, noi în mod intenționat trebuie să centrăm închinarea în jurul Domnului Isus Hristos. Pentru că Biblia așa spune, prin El să aducem o jertfă de laudă, prin Domnul Isus Hristos. Adică eu sunt conștient în momentul în care predic, mă rog, când mărturisesc sau cer că nu există nici un motiv pentru care Dumnezeu ar asculta o secundă din ce spun eu, un cuvânt din ce spun eu, decât în baza lucrării Domnului Isus Hristos. Ăsta e singurul motiv. Prin El. Prin El, da? Închinarea noastră este impură. Și a trebuie curățită în baza jertfei Domnului Isus Hristos. Și nu la voia întâmplării. Jertfa Domnului Isus Hristos este pusă aici alături de jertfa buzelor noastre. Nu la voia întâmplării. Închinarea noastră trebuie condusă de Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos nu este capul adunării așa într-un fel. Nu zice, da, da, Domnul Isus este capul adunării. Ce vrei să spui că în bisericile din cult Domnul Isus nu este capul adunării? Noi când spunem că Domnul Isus trebuie să fie capul adunării, noi nu ne referim la faptul că oamenii trebuie să spună că Domnul Isus este capul adunării. Că începând la biserica catolică, biserica ortodoxă, mormori, martorii ova toți recunosc, da, dacă Biblia spune că Isus este capul trupului. Da, Isus este capul trupului. Asta vrea Hristos să spunem. Asta vrea Dumnezeu să spunem. Noi să recunoaștem cu gura că Isus este capul adunării? Sau noi să recunoaștem practic pe Domnul Isus ca cap al adunării? Cum? Păi în închinare. Cum să recunoaștem în închinare pe Isus ca și cap al adunării? Cap înseamnă unul care coordonează, care conduce, care reglementează, care dacă e nevoie redefinește și reformează închinarea. Asta înseamnă Isus cap al adunării în închinare, că Domnul Isus Hristos va direcționa închinarea. Evrei, capitolul 1 sau 2, nu mă, dacă nu mă înșel, spune că voi lăuda Domnul Iisus Hristos, ia o profeție și spune voi lăuda numele tău în adunare, înaintea fraților tăi. El este cel care conduce închinarea și dacă el o conduce trebuie să mergem pe urmele sale în termenii lui. În termenii lui, cum el ne spune să ne închinăm. Iar Sfânta Scriptură ne spune. Așadar, închinarea noastră este în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, e curățită de jertfa aceasta, este condusă de Domnul Iisus Hristos, că El este capul adunării și este centrată în Domnul Iisus Hristos. El e centrul nostru. De ce? Că revelația supremă a lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. De aceea ieșim, zice, afară din tabără. La El suferim o cara Lui, prin El aducem o jertfă de laudă, care mărturisesc numele Lui, el este centrul închinării noastre. Și acesta este un test foarte simplu al închinării. Eu am falimentat de o grămadă de ori. Când mi-am terminat predica de 50 de minute, de 60 de minute și n-am vorbit despre Domnul Isus Hristos. Total eronat. Total eronat. Noi nu avem nevoie de predici moraliste sau să mă rog și să nu înțeleg că rugăciunea mea nu are niciun fel de valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu are cum să ajungă la Dumnezeu decât dacă în mod conștient este bazată, întemeiată pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Sau cântările noastre, care nu știi dacă poate unele dintre ele sunt cântate iubitului sau trebuie cântate seara, neveste în pat, sau cine știe când. Este un afront, este o bajocurire a Domnului Iisus Hristos să nu mai faci distinție între Domnul Iisus Hristos și iubitul tău. Ele în mod clar, cântările în mod clar, măcar atâta, să menționeze numele Domnului Iisus Hristos. Poate ne-am degradat într-un hal atât de mare încât nici măcar atât să spunem. Domnule, măcar să fie numele Domnului Iisus Hristos. Măcar să fie numele Domnului, să știm cui cântați, despre cine cântați. Nu mai vorbim de senzualitatea, frivolitatea, ușurătatea cu care este tratat de multe ori Domnul Iisus Hristos. Că ai pus numele acolo, dar mai bine nu îl puneai. Că îi sunt uh, atribuite, da? sunt alipite de el anumite, anumite, lucruri care nu sunt vrednice de el. Temelia închinării noastre este Domnul Isus Hristos, să nu uităm niciodată lucrul acesta. Perioada închinării. Să aducem, cum spune textul? Prin el să aducem totdeauna. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu. Închinarea este chemarea și jerfa constantă a bisericii. Jerfa de laudă este chemarea, prioritatea numărul unu a noastră. U da, cu siguranță ne gândim uneori să trecem la lucruri mai practice, dar nu există nimic mai practic ca eu să stau în fața Dumnezeului acestui univers și să-i dau lui laudă. Nu există nimic mai relevant pentru lumea aceasta decât lumea să știe că cel mai important lucru pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu, este să dea glorie și slavă lui Dumnezeu. Că el este punctul de atracție al întregului univers și el trebuie să fie punctul nostru de atracție, centrul nostru gravitațional. Asta e cel mai relevant și practic lucru pe care le putem face. Poți să dau un moment dat să te simți așa. Tot cântăm, tot venim, tot cântăm, tot. Hai, ne încordăm puțin acum, ne punem centurile și să trecem la treabă. asta e treaba numărul unu pe care trebuie să o facem. Să aducem, spune prin el, totdeauna lui Dumnezeu. La lucrul acesta ne-a chemat și noi trebuie să ne găsim satisfacția în lucrul acesta. Eu trebuie să mă bucur. Da, am fost la adunare. pe păi ce am făcut? Păi am cântat, am ascultat o predică. A fost ok așa, dar parcă trebuia. Nu, nu trebuia. Eu după ce m-am închinat, trebuie să am satisfacție de plină. surori, vă spun sincer, după ce mă închin cu cu copiii mei, cu soția mea, am satisfacție de plină. Simt că am făcut cel mai important lucru pe care l-am făcut. Soția mea a recunoscut după ce a trecut prin perioada asta, care a fost mai grea și este mai dificil acum, că cele mai frumoase momente sau lucruri cele mai importante care au ținut-o pe ea, liniștită, în pace, calmă, au fost momentele de închinare în familie. Astea au fost lucrurile cele mai importante. Și asta e adevărul. Eu trebuie să găsesc. la un moment dat, gândiți-vă la o femeie care stă acasă cu copiii ei, care îi crește, nu face altceva, dar poate mai face alt... dacă poate să facă și alte lucruri, dar e casnic, o femeie e casnic. Ce satisfacție are ea? Vreau să fac, să fac și eu lucruri mai practice, să mișc o leacă, universul ăsta, să-l pun o leacă într-o altă direcție, să, să am și o semnificație în viața asta. Eu trebuie să găsesc ca individ, ca predicator, ca slujitor, ca membru în adunare, ca adunare. Corporativ ca și comunitatea noului legământ. Să ne găsim satisfacția de plină că facem lucrul principal la care ne-a chemat Dumnezeu. Să ne închinăm Lui cum ne-a cerut El. Ar trebui să fie satisfacție de plină. Satisfacție de plină. Așadar, perioada închinării totdeauna. Direcția închinării noastre. I-au zis, direcția închinării noastre. Lui Dumnezeu. Să aducem totdeauna Lui Dumnezeu o jerfă de laudă. Da? Este adevărat că închinarea noastră, toată închinarea noastră trebuie să zidească adunarea, ca asta spune Biblia, să fie ziditoare pentru celălalt, da? Însă închinarea este calificată de direcția și motivația ei și trebuie să ne verificăm pe noi înșine. Dacă jerfa noastră de laudă este direcționată în mod intenționat, că eu pot să cânt lângă dumneavoastră acolo pe scaun. Ei, cântarea și o cânt. și de multe ori, din păcate, o cânt fără să mă gândesc cui o cânt și de ce cânt. O cânt. Am venit aici și până la 10 poate încă nu strează. Nu strează. Încă merg pe automat, pe pilot automat. Închinarea trebuie, este verificată, este evaluată prin direcția și motivația ei. Și trebuie să procesez în momentul în care s-a făcut chemarea la închinare să mă gândesc. Acum în mod intenționat în focalizez trupul, sufletul, duhul meu, mintea mea, sentimentele mele, toate către Dumnezeu. Vreau să mă închin lui Dumnezeu. De asta încep să cânt. De asta mă rog. Lui Dumnezeu, da? Lui Dumnezeu. Închinarea nu este un răspuns la nevoile pe care le are Dumnezeu. Dumnezeu stă în cer și spune, hai, mai lăudați-mă, hai, mai spuneți mi cât de drăguț, sunt, ce frumos sunt, ce-am mai făcut. Și ce mai mare favor și privilegiu care ți se face să te duce înaintea cele mai importante persoane din Univers, adică înaintea lui Dumnezeu. Este un lucru extraordinar. Poate. Uh, uh, ne-ar fi trebuit, dar nu învățăm. Dacă am citit Biblia, ar fi bine. Dacă am citit o la cap la coadă. Să ne -mi fi trebuit și nouă, să ne fi dat Dumnezeu să trăim vreo 2000 de ani și vreo 1500 suste să stăm ca poporul Israel. Să mergem până la cortul întâlnirii, să nu avem voie să intrăm în Sfânta Sfintelor Și înapoi, 1000 de ani așa. Și la un moment dat să ne se dea voie să intrăm în cortul întâlnirii, în Sfânta Sintelor. Atunci ce spune? Domnule, cu adevărat, e extraordinar. Dar asta a fost realitatea pentru poporul Israel. Ei nu puteau intra acolo. Nu, Dumnezeu ne-a dat acces liber. Și ne se spune nevrei de multe ori, avem intrare liberă în, nu în curtea templului, în locul preasfânt, în prezența lui Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Da? Închinarea noastră este răspunsul spiritual, natural, la revelația de sine a lui Dumnezeu. În cuvânt, în rugăciune, prin cântare, une Dumnezeu nu se revelează. Modalitatea închinării. E adevărat, trebuie, avem cerere, avem mivlociri, câteodată nu ne putem abține, când trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, când se revelează sfințenia lui Dumnezeu, bunătatea lui, dragostea lui față de noi și suntem chemați să lăudăm pe Dumnezeu. Zicem, Doamne, lasă că te lăudăm altă dată. eu am aici lista lungă. Și nu m-am rugat o săptămână întreagă. Acum eu trebuie să spun lista mea. Zice să aducem o jerfă de laudă. Eu o jerfă de laudă, da? Să lăudăm pe Dumnezeu. Termenul acesta este folosit, de exemplu, pentru lauda adusă de îngeri, Luca 2 cu 13. De păstori, Luca 2 cu 20. De mulțimea uceniciului când Iisus apropia de Ierusalim, Luca 19 cu 37. Lauda creștinilor după pogorârea Duhului Sfânt, fapte 2 cu 47. Lauda tuturor popoarelor care au găsim mântuirea în Domnul Iisus, Roman 5, 15 cu 11. Și lauda care e poruncită de un glas care ieșea din scaunul de domnie în cer, Apocalipsa 19 cu 5. Deci vezi, începe cu îngerii și se termină în împărăția lui Dumnezeu tot în veșnicie. Laudă, 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 laudă. I-au zis chemarea. Și scaunul de domnie, din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii lui, voi care vă temeți de el mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească și ni se cere să facem lucrul acesta de pe pământ într-un fel să pregustăm închinarea din cer să ne unim cu ceea ce vom face o veșnicie întreagă nu știu, aveți motive de laudă avem motive de laudă eu mi-am luat odată o foaie și am început să scriu toate motivele să știți că așa, securist am început să scriu motivele de laudă pe care le duceau frață și surorile S să mă inspire și pe mine Uite, mi le scriu pe foaie ca să, ca să îmi oblig mintea să se înnoiască prin această metodă harului pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Adică fratele radu, fratele Cristi, fratele Sorin, pru sora Cutare, pru sora Cutare, pru sora Cutare. Ei sunt o metodă harului al lui Dumnezeu pentru mine. Și Dumnezeu prin ei mă ajută și pe mine. Și îmi scriu să văd, domnule, ce au văzut ăștia, frații ăștia în săptămâna asta în Dumnezeu. Ce au descoperit? Ei? Ce găsesc ei motive de laudă în Dumnezeu? Și sunt multe, să știți. Avocat să să scrieți o dată. Sunt multe, foarte multe. Uh, pentru binecuvântările spirituale. Dacă ar fi să spui binecuvântările spirituale din Scriptură, nu ai mai terminat. Nu ai mai terminat să scrii binecuvântare spirituală după binecuvântare spirituală pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Dar e bine ca mintea ta și ochii tăi să vadă cu adevărat Dumnezeu ne-a dat bogăție extraordinară. Pentru disciplinele sale. Să aducem o jefă de laudă pentru disciplinările sale pe care Dumnezeu ni le atribuie. Ni le dă. Ați mulțumit pentru ele. Pentru faptul că Dumnezeu vă disciplinează. Și prin prin simplu fapt că vă disciplinează, să nu mai punem faptul că vă face asemenea chipul Domnului Iisus Hristos, dar vă demonstrează că sunteți copiii lui Dumnezeu. Ne demonstrează că suntem copiii lui, că ne are în grija lui, că nu ne-a abandonat, că nu ne-a lepădat. Asta este disciplinarea pentru noi, asta înseamnă pentru noi. Pentru binecuvântările sale materiale. Că uneori trăind în balcanismul ăsta în care toată lumea să plânge de orice, uităm, Domnule, să mulțumim lui Dumnezeu. Uităm să mulțumim lui Dumnezeu. Și să nu dintre noi care acum poate puțin timp, nu aveam decât o pereche sau două de pantaloni. Da, domnule, este un lucru grozav, că te duci în ăla și spui, oh, am șapte perechi de pantaloni. Hmm, stai să mă gândesc cum asortez cu ăla, dar stai că acolo trebuie să aleg din 300 de cravate pe care să. O... Nu, asta e un har de la Dumnezeu pentru că vine cu întările ale materiale, că altădată nu le aveai. Și chiar dacă altă dată le aveai, tot le aveai din harul lui Dumnezeu, din bunătatea lui Dumnezeu pentru tine, nu? Pentru purtarea sa de grijă în fiecare zi în modul în care El rânduiește toate lucrurile din viața noastră, pentru biserică, pentru țepușurile trupești, dar și vindecările pe care El ni le dă, și sănătatea pe care ne-o dă, pentru relațiile bune pe care le avem, dar și pentru dușmăniile pe care El le-a permis în viața noastră, ca să ne formeze, ca să ne transforme, pentru viața asta pe care ne-a dat-o. Faptul că ne-a ridicat dimineața este un har de la Dumnezeu. Pentru viața veșnică pe care ne-a dat-o. Nu? Pentru progresul material din viața noastră pentru progresul social, dar și pentru regresul, că tot în controlul lui Dumnezeu și regresul. Și în societate, și în poziție, și regresul material, și acela în în controlul lui Dumnezeu, nu? Pentru ridicarea noastră constantă, din păcate, Asta mi se pare un dintre ce cele mai fascinante lucruri. În fiecare zi Dumnezeu ne ridică, frați și surori. La sfârșitul zilei, dacă te pui și ar trebui să te pui, înaintea lui Dumnezeu să mulțumești lui Dumnezeu pentru ziua aia, și pentru ce a făcut el, îți dai seama că Dumnezeu te a ținut în har. Te a ținut în credință. Te a ținut în Hristos. Te-a ținut în aceeași poziție în care El te-a pus când te-a mântuit. Nu din cauza că tu ai perseverat, că ai păcătuit în ziua aceea, ci din cauza că El este bun și glorios. Din cauză că El are harda da? pentru ridicarea noastră constantă din păcat, pentru relația vie pe care o avem cu Dumnezeu. Pentru sensul, semnificația, direcția vieții. Vă, vă întrebați, putea trăi dacă Dumnezeu te-ar lăsa născut din nou și ți-ar retrage complet sensul, direcția și semnificația vieții, cum ar fi viața asta pentru tine? Pentru mine știi ce, 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 rămâne. Dacă Dumnezeu zice, rămâi născut din nou, dar ți ia orice scop, orice sentiment de scop, de direcție, de sens a vieții, dar ești născut din nou. Asta pentru mine e egal sinucidere. Curată, nu, nu ai ce. Ce să fac? La propriu, ce să faci pe pământul ăsta? Faci o casă, ți o mașină și după aia ce? Cat, am încheiat. Să păi, se strâng niște bani, ei strâng. Și după aia? Păi să termin, C ai terminat-o și după aia? Să se termin ratele. Bun, le-ai terminat și după aia? Să crească prungi mari. Și după aia? Să am nepoți. Și după aceea ce mai? Viața nu are sens, viața nu are semnificație, viața nu are direcție fără Dumnezeu. Fără Hristos, fără veșnicie, fără cetate ce a pus înaintea noastră. Nu are sens. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa numai cu lucrurile acestea, viața ar fi distrusă. Viața ar fi la propriu, viața distrusă. Pentru familiile noastre, care, din câte văd eu, pentru cei mai mulți dintre noi, sunt sub protecția lui Dumnezeu, suntem împreună prin harul lui Dumnezeu, pentru liniștea socială în, în, în societatea asta, atâta de tulbure în care trăim și nesigură, totuși suntem în liniște și în pace. Să aducem o jerfă de laudă, sunt atâtea și atâtea motive pe care le putem aduce lui Dumnezeu. Să aducem o jerfă de laudă, care e conținutul închinării. Ne spune care e și conținutul închinării. Adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Conținutul închinării noastre trebuie să fie mărturisirea numelui lui Dumnezeu, pentru ceea ce este Dumnezeu și pentru ceea ce face Dumnezeu. Ăsta e conținutul închinării. Mărturisirea numelui lui Dumnezeu. Unitatea închinării. Este foarte interesant, m-am uitat în limba originală ce înseamnă termenul ăsta mărturisesc. Termenul mărturisesc este format din doi termeni. Homu și Lego, care împreună înseamnă așa. A rosti împreună același lucru. Asta înseamnă cuvântul ăsta în original. A rosti împreună același lucru. Deci, care mărturisesc numele lui, înseamnă a rosti împreună numele lui. A proclama împreună numele lui. Da? A mărturisi împreună numele lui. Într-un mod foarte clar, și de aceea am discutat discuția inițial despre principiul congregațional. Principiul închinării împreună, pentru că termenul original exact asta înseamnă. Să ne închinăm împreună. Cu alte cuvinte, e foarte simplu. Orice în închinare care are tendința și înclinația de a fractura închinarea congregației trebuie scos afară. Orice. Repet, dacă principiul congregațional este un principiu fundamental pentru închinarea noului legământ, orice tinde să fractureze închinarea întregii adunări, Trebuie scos afară. Le pădat. Foarte rapid. Pentru că chemarea lui Dumnezeu, decretul Dumnezeesc al lui Dumnezeu, este ca să mărturisim împreună numele Lui. Și poate dumneavoastră să spunem, domnul, bă, frate, nu trebuie să insiști că noi suntem de acord cu treaba asta. Nu știu, care e problema ta? Noi trebuie să știm de ce suntem de acord cu treaba asta. Pentru că noi trăim într-o societate, într-o lume evanghelică, într-o uh, uh, piață din asta mare evanghelică, cum mă numesc eu în care principiul acesta nu este înțeles. Chiar noi trebuie să fim în stare să comunicăm de ce închinarea congregațională este o închinare biblică. Unde spune Biblia că noi trebuie să ne închinăm congregațional? De ce să nu avem un ghiveci aici? Sora Persida care vizită la noi, dacă are un salut, un cuvânt. Frate cu tare poate vrea și el să facă un solo. Sora cu tare poate vrea să facă și ea un solo la scip și senzual. Poate altcineva vrea să aibă nu știu ce. De ce să nu fie așa? De ce? Din ce motiv? Din următorul motiv. Pentru că aici ni se spune că trebuie să mărturisim împreună. Asta înseamnă să mărturisim împreună numele lui Dumnezeu. Da? Dacă ai respectat doar principiul ăsta, deși în Biblie mai sunt multe alte principii pentru închinare, de care trebuie să ținem cont. Da? Principii pe care noi s-ar putea să le călcăm aici, pe care trebuie să le descoperim și să le învățăm și să le respectim. Acest principiu congregațional ar scoate din us cea mai mare parte din așa zisă închinare din astăzi. Cea mai mare parte. Adevărul este că noi am devenit așa de eleganți și, cum se spune, corect, politic, uh, uh, față de cei care distrug închinarea din adunări astăzi și nu mai suntem deranjați de faptul că Dumnezeu e deranjat. Toată lumea e super sensibilă astăzi. Nu știu, eu sunt foarte obosit de sensibilitatea oamenilor. Foarte obosit, am devenit foarte obosit. Cu priori... Toți sunt deranjați, sunt foarte sensibili, să nu spui nimic, să nu-i deranjezi să nu te iei de chivotul ăsta sfânt al închinării. Sunt foarte sensibil, nu ai voie să spui nimic. Când ai intrat în subiectul ăsta, cum v-am mai spus, deja ai, ai, lezat sentimentele cuiva. Spunea cineva, și ar fi o întrebare bună pe care trebuie să ne punem și noi astăzi. Spune, dacă oamenii ăștia să simt lezați, să simt lezați când spui ceva despre un lucru pe care Dumnezeu îl condamnă. Dumnezeu în tot timpul ăsta în care este lezat prin închinarea aceasta. Da? Dumnezeu în timpul ăsta este lezat de închinarea asta. Dacă înțelegem principiul biblic, ei să simt lezați că condamnă o închinare nebiblică. Dar Dumnezeu în tot timpul ăsta în care este închinarea asta nebiblică, este lezat. Lasă-i Dumnezeu să fie și ei lezați odată. lasă -i să fie lezat. Chiar atât de grav. Nu vi se pare mai grav că Dumnezeu este lezat. Noi mergem și am mers de o grămadă de ori în adunări de o grămadă de ori în adunări în care pur și simplu nu mă puteam închina. Și n-am spus nimic față de fratele păstor. N-am spus nimic față de cel care putea... Bă, frate, dați-o leacă mai încet să auzi și eu pe oamenii ăștia cum cântă. Nu crezi că ar trebui să dat măcar atâta. dați măcar atât, să dați-o leacă mai încet să poate cânta și oamenii ăștia. Bă, frate, tu ai auzit vreodată cântând închinarea asta, biserica asta? că am auzit 50 minute sau o oră jumate cântând toți pe rând, dar n-am auzit deloc cântând toată adunarea. Tu ai auzit vreodată cântând adunarea asta împreună? Nu cred așa. Nu ți-o trecut prin cap să lași o, să cânte și adunarea. Că de asta poate veni venit oamenii ăștia aici să închine și ei lui Dumnezeu. N-am spus. De ce? Pentru că lezez. Că nu te mai cheamă două oară. Pentru simplu ăsta motiv. Pentru simplu ăsta motiv. E sensibil oameni. Sunt foarte ușor lezați. Uite, avem acolo și grupul cu tare. Avem și grupul cu tare. Avem și grupul cu tare. Voi aveți? Nu avem Da, n-avem. Da, frate, nu avem nimic. Nu mai te gândi la ce avem, pe ce grupe, nu avem absolut nimic. Păi ce aveți? Avem o adunare care cântă. Atâta. Oh, oh, cum o fi aia? Ce o fi aia? Și vă spun din experiență, oamenii sunt foarte sensibili la subiectul acesta. Sunt foarte sensibili, dar mi-am dat seama că Dumnezeu e lezat în tot timpul ăsta. Și când noi, unii dintre noi, avem oportunitatea, posibilitatea ca să comunicăm adevărul lui Dumnezeu, nu ceea ce practicăm în noi în locul ăsta, că e irrelevant. Ca să comunicăm adevărul lui Dumnezeu, de multe ori nu spunem nimic. Să o spunem cu blândețe, în dragoste, nu zic să o facem noi pe, uh, uh, pe duri. Nu, în blândețe și în dragoste. C Când avem oportunitatea să spunem ceva, nu spunem nimic, ca să nu îi lezăm. Să nu stricăm anumite prietenii. Da? Să nu tulburăm anumite uh, anumite sensibilități. Dar, din experiență, tot din experiență, deși nu trebuie să vă predi din experiență, uh, oamenii sunt șocați, sunt bulversați. Oamenii dispre, disprețuiesc închinarea congregațională. A, voi n-aveți. Sermanii. sermani. Ei, 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 ei cântă cu toată adunarea. Săracii de ei. Sunt învechiți, îți rămași în urmă, îs asta este. Suntem mai lipsiți. Suntem mai lipsiți. Nu știu, să iau și eu un închinare să vin să-ți drângănesc aici. Dar nu asta e scopul. Nu, asta este scopul, da? Uh, principiul este acesta. Dacă principiul congregațional este un principiu biblic. Noi ar trebui să-l apărăm, ar trebui să știm de ce este biblic și ar trebui să-l comunicăm. Și ar trebui să-l comunicăm cu dragoste, cu blândețe, dar să-l comunicăm cu fermitate într-o asemenea măsură încât oamenii să înțeleagă ce am vrut să spunem. Să înțeleagă ce am vrut să spunem. Și dacă am ajuns, frați și surori, la punctul în care suntem mulțumiți de ceea ce avem noi și nu ne mai pasă că poate în cele mai multe locuri Dumnezeu este lezat suntem indiferenți de faptul că în cele mai multe ori locuri Dumnezeu este lezat de așa zisă închinare care este acolo, să știți că avem o boală spirituală. Deci în momentul în care eu îl văd pe fratele meu că suferă, că este în păcat sau că are un necas și spun, bă, nu-i treaba mea, nu-i treaba mea, el e din altă adunare. Am o problemă, pentru că el este fratele meu în Hristos. Repet, dacă noi vedem lucrurile acestea, dacă înțelegem că închinarea este chemarea numărul unu al lui Dumnezeu pentru biserică și dacă vedem că închinarea este transformată, este desfigurată, deformată, iar eu, ca individ, în adunarea asta, sunt total negligent, total indiferent și nepăsător că Dumnezeu este jignit de tipul ăla de închinare, eu sunt bolnav spiritual. Eu, am, eu nu am cum să fiu indiferent. Eu nu am cum să fiu indiferent. Și vă mai spun ceva. Dacă nu sunteți de acord, nu e niciun fel de problemă. Este cel puțin o adunare în care, la care, în care mă duc uh, destul de des când am oportunitatea și nu mă duc doar la predicare. De asta e tratatul pe care l-am făcut. Tot vin la ora șapte. Vă faceți tot tămbălăul vostru, eu vin, predic și am plecat. Eu nu vin să stau. Dacă vreți să respectați convingerile mele, bine, dacă nu vreți, asta este, nu mai vin. Pentru că la un moment dat nu mai suport nu mai suporți, nu gândindu-te, a, păi e prea mare gălăgie sau... Nu! Dacă stai să procesezi Biblie, principiile biblice de închinare, ajunge să te obosească modul în care Dumnezeu este sfidat duminică de duminică. Ajunge să te obosească și mai bine nu vezi, mai bine nu auzi. Nu vreau să particip la mega sfidarea care se face de Dumnezeu. Pentru că mulți oameni când mi se pune principiul în față și văd că este Biblie, spun nu putem să facem așa ceva. Am face tărăboi, am face război. Asta este. Și apoi, al doilea tip de jerfe cu care închei, este primul direcționat către Dumnezeu, al doilea este direcționat către frații noștri. Iauziți? Și să nu uitați, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia că și lui Dumnezeu jerfe ca acesta îi plac. Iată principiul regulativ. Ce să facem? închină lui Dumnezeu și ai mâinile libere față de fratele tău. Frate, vrem să slujim, vrem să fim activi. Caută-ți frații tăi și slujește-i. A, nu frate! Nu la asta mă refer. Dar la ce te referi? Păi am vrut în adunare să am și eu o părticică acolo din slujbă. Păi ai o părticică din slujbă. Toți avem aceeași parte din slujbă. Toți avem. Uite, cât vrei să ai parte din slujbă? Păi cronometrăm cât timp cântăm. Câte cântări cântăm pe dimineață? Patru cântări. Uite, toate cântările alea ți le dăm ție. Cât timp cântăm, toate ți le dăm ție. Și rugăciunea ți-o dăm ție. Poți să spui amin la toate cererile fraților tăi. Poți să spui slavă Domnului la toate, la, la, la toată lauda fraților tăi. Tot timpul fraților tăi și Uite, îți dăm cât timp vrei tu în închinare. Totul e tău. Și la ascultarea cuvântului îți dăm voie să fii treaz. Îți dăm voie să asculți tot ce să predică și să fii atent la tot ce se predică și să spui amin la tot ce să predică. Că nu-ți deranjat. <coughs> Acum nu-ți deranjat de prunci când îți prin la noarea, nu o să fiu deranjat nici de aminul tău. Uite, poți să particip 100%. Și atât? Nu. După aceea, caută pe frații tăi. Întreabă-i pe frații tăi. Slujește pe frații tăi. Frate, ce problemă ai? Frate, frate, am o problemă. Nu, frate, fizic, practic, ai o problemă la care poți să te ajut. Poți să vin și eu să fac practic ceva pentru tine? ce în viața ta? Ce se întâmplă cu tine? A... Pe aici intrăm în intimități, intrăm în viața nu știu cui, P asta înseamnă să pui nu știu ce fel de întrebări, asta înseamnă un timp, o relație pe care să o ai cu frații tăi să-ți povestească, să spună, să intervii, să nu știu ce. Asta înseamnă la un moment dat că trebuie să bagi tu mâna. A... Eu am vrut să fac ceva în adunare. Asta am vrut. Uitați, principiul regulativ ne spune ce să facem. Și față de Dumnezeu, și față de frații noștri. Dacă, dacă dorința noastră numărul unu este să-L slujim pe Dumnezeu, și eu sper că aceasta este, dacă dorința noastră numărul unu este să-i placem lui Dumnezeu, nu să ne placă nouă, frate, cum a fost la adunare, mi-a plăcut. E irrelevant. E irrelevant ce mi-a plăcut mie, nu? E complet irrelevant. Dacă forța motrice a vieții mele, dacă centrul gravitațional a vieții mele este Dumnezeu și plăcerea Lui, și dacă singura mea dorință când vin aici și când plec de aici, față de toți cei care sunt din adunarea asta, este să plac lui Dumnezeu. Doamne, vreau să plac lui Dumnezeu în relația cu fratele Radu, cu fratele Mihai, cu fratele Cristi și cu restul. Vreau să-ți plac. Ție, ce să fac? închină te congregațional. Numărul 1. 2. caută pe frații tăi, fii interesat de frații tăi, fii sensibil la nevoile fraților tăi și nu uita binefacerea. Termenul din original este coinonia. Nu uita de părtășie. A, păi noi credeam că părtășia este prin Duhul Sfânt, prin cuvânt spirituală. Da. Dar este și materială, că El vorbește despre coinonia, îndăr îndărnicie și binefacere. Avem o părtășie totală, da? O părtășie totală. Jerfe ca acestea lui Dumnezeu îi plac. Dacă dorința ta sinceră Înaintea lui Dumnezeu este să faci ce-i place lui Dumnezeu, vei face ce spune Cuvântul. Dacă dorința ta nu este sinceră înaintea lui Dumnezeu, dar pretinzi cu gura și mărturisești cu gura că ai vrea să-i placi lui Dumnezeu, dar de fapt vrei să-ți placi ție, atunci vei căuta să umpli slujirile, să inventezi slujiri, să umpli slujba adunării cu tot felul de lucruri. Eu știu că e dureros, procesul ăsta de reformare a închinării este foarte dureros. Simplificarea ar trebui să fie foarte simplă, nu? Ai o ladă mare cu gunoaie în care sunt și câteva lucruri bune. O răstori și spui, luăm lucrurile astea bune, le-am pus aici. Unu, doi. Gata, simplu. Dar e foarte dureros. E foarte dureros. Pentru că multe din lucrurile acelea rele au devenit idoli a inimilor noastre, idoli cu straie creștine. Și straierea astea creștine se cheamă închinare, slujire, activitate, implicare, involvare mulți se involvează. Toată lumea vrea să se involveze acum. Să fie învolvați și implicați și activi și nu mai știu cum. Și cerința lui Dumnezeu este, este, asta. Lăudați pe Dumnezeu, aduceți lui Dumnezeu să aducem jerfa buzelor noastre și să nu uităm părtășia la binefacere și dărnicia, căci jerfe ca acestea lui Dumnezeu îi plac. Și principiul regulativ spune următorul lucru. Când Biblia spune că jerfe ca acestea lui Dumnezeu îmi plac, îi plac? Dumnezeu se referă doar la acestea. A, păi nu spune că nu-i place și să dansăm. Asta e, asta e logică de la diavolul. Păi dar nu spune, spune, că jertfe ca acestea lui Dumnezeu îi plac. Dar poate îi place și altceva care nu spune Sfânta Scriptură. Că vezi, în fiecare generație lucrurile se noiesc, Vin tot felul de briz și poate îi place și altceva. Dar apostolul netrăind în vremea asta nu știa. E, tocmai de asta s-a scris Biblia atunci și nu acum. Ca să nu debităm noi tot felul de enormități. Dumnezeu să ne avute să aducem jertfe ca acestea lui Dumnezeu, că jefe, că acestea lui Dumnezeu îi plac. Dacă nu ți-au plăcut, nu-i niciun fel de problemă, important e să-i placă lui Dumnezeu. Amin.